And now, ladies and gentlemen, for the next fight of the evening, doamnelor și domnilor, pentru următoarea luptă, către cultura ne albastru. Pregătim pentru o luptă la categoria grea între Eugen Mailat și Alexandru Radnev. Radnev ne-a obișnuit cu lupte spectaculoase și în gala de la Piatra Neamț Radnev a reușit un meci care pe care cu Rainbow Lambagiu. Îl vedem acum pe adversarul său Mailat făcându-și apariția în ring. ...28 de ani pentru Eugen Mailat și a pus cluga și cârțul să pară mai fioros așa printre băieții. Assassin's Creed. ...120 de kilograme pentru Eugen Mailat. Locuiește în Crăciunelul de jos, mai la seadul se apropie acum Crăciunelul. Va fi sărbătoare mare acolo, vedem și fetele de ring. 14 lupte pentru Mailat până acum, 10 victorii și 4 înfrângeri. 3 knockout-uri a reușit Mailat până acum. Are un adversar redutabil în această seară, în persoana lui Alexandru Gheaul Radnev. L-am urmărit pe Radnev și în cușcă, în divizia MMA. Acolo a încasat Radnev cel mai urât knockout al carierei. Alexandru Galanton, un luptător de la Scorpions, a reușit să-i administreze 9 secunde, ceva de genul ăsta. L-a făcut knockout cu o serie devastatoare de lovituri. 28 de ani pentru Eugen Mailat, este cu 9 ani mai tânăr decât adversarul său. Un alt luptător provenit din box, să sperăm că are un nivel mai ridicat decât cel din meciul precedent. 10 victorii, 4 înfrângeri pentru Mailat. Provine din polo adversarul său, Radnev. Până să treacă lupte, a făcut polo la rapid Radnev. Apoi s-a apucat serios de lupte. La ACS Pera Box Deva activează Eugen Mailat. Croșeul de stânga și uppercutul sunt cele mai bune lupturile. Radnev a antrenat de arbitru Cezar Gheorghe la Super Combat Academy. Reclită Gheaurul, 7 victorii, o singură înfrângere la profesioniști în kickboxing și multe meciuri spectaculoase. Are 37 de ani, cu 9 ani mai în vârstă decât adversarul său și vine după acel meci foarte spectaculos cu Rambo, unde și-au cărat cei doi lovituri cât au putut. A eliberat ringul Sebastian Ciobanu și acum începe lupta dintre Eugen Mailat, short negru cu portocaliu, și adversarul său Radnev în acel short roșu cu alb. Au aceleași gusturi vestimentare cei doi, ambii au shorturi de la Venom. Vedem acel model cu capul de viperă sau de cobră.
Vom vedea un meci cu mulți pumni. Vedem cât duc cei doi și care reușește să conecteze primul. Puține lovituri de picioare anticipezi Sorin. Da. Lovește și cu un low kick Ranev, răspunde cu o lovitură de braț la corp mai lat. Eu cred că va rezista mai mult Ranev la capitolul fizic. A demonstrat-o și în alte meciuri. Alexandru Ranev a revenit chiar de situații dificile și a reușit să câștige lupte. Este calitatea sa principală, Ranev. Aceasta, rezistența. Până la urmă, la categoria grea, dacă nu ești și un încasator bun, nu ai nicio șansă în sporturile de contact. Multe croșee din partea lui Mailat. Radnev încearcă să combine puțin loviturile directe cu cele circulare. Își dozează efortul mai lat. Nu s-a aruncat asupra lui Radnev. Lovește foarte izolat Mailat și este greu să îl surprindă pe Radnev. Îi trebuie combinații de 2-3 lovituri măcar. Iată, iarăși un croșeu de stânga. Acum a încercat și o combinație. Da, a ripostat bine. High kick, ratată execuția. I-a rămas piciorul pe Mailat, pur și simplu. Caut aceste croșee largi mai lat, însă va fi greu să găsească ținta din plin. Cel puțin până acum Radnev s-a închis bine. Iată o combinație bună, dreapta la corp, stânga la figură. Atenționați cei doi, ne apropiem de finalul primei runde. Iată, s-a accidentat mai lat. Da, i-a sărit umărul, cred. Să vedem dacă va reuși mai lat să continue lupta. Este consultat mai lat la ce durere are. Nu cred că mai place, da. Se mai întâmplă astfel de accidentări. Luptătorii tot felul de accidentări cu care vin în meciuri. De obicei, când după ce îți se pune umorul la loc, îți trece acea durere. Însă sunt șanse mari să sară iar. Iată aici reluări din această repriză. Probabil vom vedea și momentul când i-a sărit brațul lui Mailat. Să vedem dacă va mai reuși să continue acest meci. Da, continuă meciul Mailat, însă vom vedea la ce capacitate. Nu mai lovește cu stânga, după cum observăm. Da, ține brațul lipit de corp. Da. A încercat acum să lovească și... Se termină acest meci. Accidentarea lui Mailat este una gravă. De apreciat faptul că a încercat să continue și să boxeze chiar și așa cu un singur braț. Însă cu accidentările nu te joci. Thank you.
Se aștepta să câștige altfel cu siguranță și Ranev această luptă, dacă ar fi câștigat-o, nici nu cred că și-a dorit să... Cu siguranță nu și-a dorit. Ladies and gentlemen, premiul va fi înmânat de către fetele de la GoBet. Și câștigătorul este, către colțul roșu, Alexandra Radne. Victorie prin abandon, adversarul său s-a accidentat pentru Alexandru Radnev. Luăm un moment publicitar și revenim.